marele actor Mihai Gruia Sandu, cunoscut și ca Arlecchino, corect, un om cu o poveste extraordinară, un om care nu ne-a mai vizitat de ceva timp, dar mă bucur foarte tare să ne reîntâlnim. Dacă mă pui să spun de când nu ne-am mai văzut, habar n-am să spun. A trecut ceva timp, au trecut cred că vreo 3, 4, 5 ani. Poți să zici și 10. Ok, da? Perfect. Mă bucur tare mult că sunteți astăzi aici și povesteam în același timp despre rigorile care erau odată și despre faptul că dumneavoastră ați intrat la teatru a șasea oare, după a șasea încercare. Și asta mi s-a părut extrem de interesant. Păi stai să vezi cum a fost. Talentul dumneavoastră este incontestabil. Acum, dar la vremea aceea? Păi și-a trebuit, adică nu știu, n-a fost să fie, adică de 6 ori să încercați? Cătăline, acum sunt o grămadă de locuri. Da? Acum sunt nu știu câte școli de teatru, că e ceva de e o inflație de actori ce n-ai văzut, știi? Acum sunt Iași, Cluj, Sibiu, Galați, Craiova, nu știu, Timișoara, peste tot sunt școli de teatru. La vremea aceea era doar una singură. Și mai exista o chestie la Târgu Mureș, care de fapt era școala de teatru pentru maghiari, în care ăștia inventaseră și ei o jumătate de clasă, da. Când la un moment dat toți strângeau numărul și au făcut o struță cămilă. O clasă din maghiari și români, adică 4 maghiari și 3 români. O aberație mai mare... Nu există atunci. Și dumneavoastră ați dat de 6 ori la teatru ca să intrați în cele din urmă, ceea ce vă dădeați seama, adică ați căzut prima dată, n-ați fost dărâmat, decepționat, ați încercat și a doua oră... Nu, n-am încercat, a doua oară am tras cu tunul la capul media. Da, corect. Dar poate nimerim... ținta manșă, ca să zic așa și alte... Câte prostii știu care nu mă ajută. Câte lucruri tâmpitele. De cum a fost asta? Atunci când ați dat la teatru, câți erați pe loc? Când am dat prima dată, eram destul de puțin, eram vreo 20-30. Și când ați intrat? Cu un an înainte însă să intru, a fost un singur loc, era povestea cu incorporabil, neincorporabil, făcusem armata, deci trebuia să fiu neincorporabil, a fost un singur loc de băiat pe România, în 1980, pentru... neincorporabil. Unul singur. Dar știți ce vreau să vă întreb? În perioada aceea, când ați terminat dumneavoastră teatru, cam câți actori ieșau atunci față de câți actori ies acum de pe băncile școlii? Deci la vremea aceea ieșau exact atâția actori cât se angajează acum. Dacă mă cred sau nu mă cred. Asta înseamnă economie planificată. Se gândeau ei așa. Sunt în țara românească 40 de teatre, dintre care... unul de limbă idiș, două de limbă germană, 6 de limbă maghiară. Deci rămân 31 de teatre de limbă română, dintre care, să zicem că au 25 de actori per sală, ăia care au două săli au 50 de actori. Ia să ne gândim noi câți ies la pensie atât, băgăm și o marjă de siguranță câți mor în timpul ăsta. Deci exact atâți câți vor muri și vor ieși la pensie, vor ieși pe... treptele, da, sigur că nu se potrivea întotdeauna, dar cam pe acolo era, că mai omorau ei, mai făceau ei câte ceva. Iar înainte să intrați, de asta spun că mi se pare fascinant că ați avut și foarte multe meserii până să vă găsiți într-adevăr vocația. Ați fost și pompier. Cătăline, o lună de zile am fost și pompier. La vremea aceea, dacă veneai acasă seara, cum veneam eu, că repetam la Teatru Podu, veneam pe la 11:30, în capul străzii compozitorilor, era o mică echipă din doi caralii, milițieni să le spunem, ca să nu jignesc oamenii, doi oameni de la gărzile patriotice și un nene cu un câine. Da? Ei stăteau acolo și cine venea spunea, buletinul și legitimația, vă rog. Trebuia să ai buletin și legitimație vizată la zi. În cazul în care nu scoteai chestiile astea atunci, imediat te înhățau și îți găseau de lucru la canal. Aveai voie la un moment dat să dai un telefon la maică ta să-i spui că n-ai murit, că ești la canal. La vremea aceea, dacă nu munceai, erai parazit social. Acum, dacă nu muncești, ești belfer. E o diferență de... Da. S-au schimbat un pic lucrurile, da. Acum, dar ce să mai muncim? Adică aș vrea să le spunem oamenilor că ați muncit dumneavoastră 8 joburi înainte să fiți actor, deci pompier. Da, nici nu mai știu ce am făcut. Ce ați mai fost? Și administrator de studio, grafician la Decorativa. Ăștia făceau... Deci am făcut panouri pentru expoziția nu știu care la Eren, care acum e Romexpo, știi? Uh-huh. Ca și eram panouri din alea de 6x8 cu industria, cu minunile, cu realizările și așa mai departe. Exact. Da. Da, în același timp aș vrea să le spunem oamenilor că ați ajuns unul dintre actorii reprezentativi ai țării, Mihai Gruia Sandu, dar totuși oamenii ar trebui să știe și adevărul.
că ați avut și 4 la purtare. Da, a fost prima mea notă pe care am luat-o și culmea că învățătoarea din, pe care am avut-o în clasa 1 fusese colegă cu mama. Da. Deci prima medie a fost? Nu, prima notă. Deci am primit carnetul. A, prima notă? Da, am primit carnetul în prima zi și m-am bătut cu doi băieți. Da. Adică ne-am umplut de sânge, că așa făceam. Cred că pe unul din ei îl cunoșteam. Nu-i mai știu nimic de ei acum. Așa, și mi-a luat carnetul înapoi doamna învățătoare și a scris acolo 4. În paranteză, P-A-T-R-U, închis paranteza, semnat frumos. Deci m-am dus cu un cadou frumos din prima zi de școală. Da, eu credeam că ați luat, eu știu, 4 pentru că ați furat cireșe de la Tudor Arghezi. Nu, a fost înainte de școală. Și a fost, m-am lăudat foarte tare că nu am furat cireșe. Eram mult prea mic și fraier pentru chestia asta. Din gașcă, ei mă puneau să stau de 6 doar, adică nu săream gardul destul de repede. Erați complice. Da. Împărțeam cireșele după. Avea și cele mai bune cireșe din tot cartierul, trebuie să recunosc. Și atunci l-ați întâlnit pe Tudor Arghezi? Nici n-am știut că este marele poet. Era un domn îmbrăcat în halat albastru cu bască, Nea Tudorică, care dădea cu pietre după noi. Asta e tot. Aveam niște cireșe extraordinare. Deci, dumneavoastră furați cireșe din curtea omului, nu știați cine e și era marele Tudor Arghezi. Da. Și mai ieșea cu pietre după dumneavoastră. Da. Mi se pare normal. Și ce ziceați? Tudorică, intră da. În casă. Asta pentru că nu avea, asta zicea nevasta. Asta pentru că nu avea pușcă cu sare. Da. Asta se obișnuia la vremea aceea. Dar nu ți-am terminat istoria cu datul de 6 ori la teatru. Da. Ne-a luat profesorul nostru de teatru în prima zi și ne-a întrebat. Bebe Cotimanis, da, tu de câte ori ai dat? De 2 ori, că între timp mai fusese pe la construcții. Da. Telian Nistor, tu de câte ori ai dat? De 2 ori, bravo. Gruia, tu de câte ori ai dat? De 6 ori. Toate privirile s-au uitat la mine, adică, domne, martirul, cum ar veni, știi? Dar gloria mea a durat cam 30 de secunde, pentru că următorul a fost Petre Panait. Petrică, tu de câte ori ai dat? De 10 ori, domn profesor. Deci era genial că a dat de 10 ori și de fiecare dată cu aceeași poezie. Da, da, ați fost ambițios, adică da. Ați, v-ați dat seama, adică ați simțit că asta trebuie să fiți actor. Ce să zic eu că am dat de 6 ori când omul de lângă mine dăduse de 10 ori. Deci ați luat 4 când ați intrat la școală la purtare, prima notă. Da. Ați dat de 6 ori la teatru, da? Da. Ați furat cireșe și v-a alergat Tudor Arghezi cu pietre, da? Dar în afară de 4 ori, să știi că am fost premiant. Păi eu asta vreau să zic că ați ajuns chiar doctor în teatru. Copiii de cadre didactice nu aveau voie să se ducă cu lecțiile neînvățate, știi? Exact, erau cei mai... Sora mea a luat un 4 la desen și este artistă plastică. Adică fiți atenți că e periculos. Dar stați un pic, asta am spus foarte bine ce am spus. Sunteți doctor în teatru. Da, în artele spectacolului. Așa scrie pe diplomă. Felicitări, înseamnă că și salariul e pe măsură. Oh, doamne, ai uitat în ce țară trăim, cred. Da, la 9 ani ați avut o problemă, un accident și citisem undeva. Da. Și am fost operat de un domn căruia n-am avut timp să-i mulțumesc când am crescut mare. Un chirurg excepțional care era fiul sculptorului Medrea. Îi văd și acum în vis mâinile lungi, albe, îi văd clipirea ochelarilor, cum se uita la tine. Un om excepțional. Dar ce ați pățit atunci? Am călcat pe o chestie într-un accident și s-a tăiat o arteră și cineva trebuia să o pună la loc, nu? 9 ani. Da, la 9 ani. Și am suferit, știi de ce am suferit atunci cel mai mult? Pentru că am lipsit un timp de la școală. E adevărat că și am început să merg ca o rață după chestia asta, dar... Cum ești mic și prost, crezi în ce ți se spune și cât am lipsit, pe unii i-au făcut pionieri și eu am rămas în partea a doua, la fraier, cum ar veni, știi? Și credeam că e important la vremea aceea. Dar de unde pasiunea pentru teatru? Nu știu, m-am trezit așa. Serios? Da, nu pot să spun. Deci nu pot să spun că a venit de la ceva. Știu că vă plăcea să imitați, nu? Da, îmi plăcea să imit, dar asta fac toți copiii. Dacă ne ducem într-un grup de copii și vedem, dăm drumul la maimuțe și imediat... Îi copiază, e mimezisul aristotelian, ca să zic așa. Nimic aveați chestia asta, că atunci când aveați vreo 3 ani, tot făceați pantonimă, imitați pe cineva și bunica noastră era spectatorul care râdea în hohote. Îmi plăcea să o aud râzând, adică îmi plăcea chestia asta extraordinară, îmi plăcea să văd lume cum râde în jurul meu. Îmi place și acum, dacă mai am ocazia, și mai am, da. Dau drumul. Dar și aici lucrurile sunt puțin diferite, pentru că de fiecare dată când vorbim, trebuie să stabilim exact la ce nivel ne aflăm. Știi? Uite, dacă vrei, îți fac o foarte, foarte scurtă schemă acum. Deci există niște oameni care se cred spirite libere, da?
cu care se discută de la un anumit nivel în sus. Există oameni care cred că ei sunt un spirit care locuiește într-un trup, temporar. Există oameni care cred că sunt un trup care are un spirit. Există oameni care cred că sunt un trup. Și există oameni care cred că ei sunt o vârstă, un nume sau o meserie. Depinde cu ce categorie de oameni discutăm, pentru că și tipurile de umor sunt diferite, știi? Adică sunt unii care reacționează la chestii porno sau scato, știi? Și dacă te duci puțin mai sus, se uită la tine ca și cum, dom'le, ăsta a zis ceva sau ce e cu el? Nu înțeleg. Ce caută el aici? Ce a zis, ce a zis? Că nu înțeleg nimic. Știți ce vreau să vă întreb? Când vă uitați pe YouTube sau când vedeți tot felul de momente de stand-up, cum vi se par azi? Păi, depinde. Ați fost la vreun spectacol de stand-up? Nu. Dar am văzut câteva pe YouTube, trebuie să recunosc că mă interesează fenomenul foarte mult. Uh-huh. Și la un moment dat chiar am stat de vorbă cu Gelu, cu Radu Gheorghe, pentru că e foarte legat de momentul apariției tipului ăsta de stand-up în România. Eu nu spun că nu se făcea și înainte, că dacă îmi întreb studenții mei cine a fost, de pildă, Vasile Tomazian, Mircea Crișan, da? Cosma Brașoveanu, care la vremea aceea nu se numea stand-up, dar era același lucru. Da? Uh-huh. Puțin, să zicem, diferit. Mi-l aduc aminte pe Cosma Brașoveanu spunând acele sketch-uri sau cum să le spun. Da, și Toma Caragiu, da. Putem spune, făcea un fel Toma Caragiu nu mai vorbim, dar de Toma Caragiu și de Amza Pelea deja știe toată lumea pentru că au fost îndelung filmați. Adică toate astea lui Nea Mărin cu Amza Pelea sunt stand-up curat, nu? Uh-huh. Astăzi am spune așa. Și l-am întrebat pe Gelu, pentru că la luat Chișu când avea Deco acolo la, da, la exact. Așa, și a zis, eu vreau să am oameni care să facă stand-up. Și a luat pe ăștia, pe primii patru, Teo Costel, Vio, da? Teo Costel. Așa, să-i școlească, pentru că el fusese în state și încercase chestia asta. Și l-am întrebat, bă, dar de ce trebuie neapărat să băgăm toate porcărele, să o băgăm așa, în jurături, să o dăm pe cartier? Și zice, nu trebuie. Zic, păi, da, tu i-ai școlit și ei toți sunt așa. Zice, păi să vezi cum a fost treaba, îmi spune Gelu. În pregătire, la un moment dat, a existat o etapă în care ei trebuiau să se simtă liber, să-și dea drumul, știi? Să fie în acord cu publicul, să fie simpatic, să fie friendly, știi? Să fie, știi? Și atunci, ca să depășească faza de inhibiție pe care fiecare actor o are în fața unui public necunoscut, le-a spus, băi, ca la voi pe stradă, ca la voi acasă, ca între voi, între prieteni, știi? Du-te în măta, de asta și așa mai nu le zic pe toate că, da, să mă uită și copiii la televizor, da? Bun, când s-a ajuns la faza asta, într-adevăr, efectul scontat a fost că ei s-au simțit liberi. Dar simțindu-se liberi au zis, gata, am prins-o, asta e. Și cursul s-a terminat în momentul ăla. Am înțeles. Deci n-au mai mers mai departe. Între timp, s-a deschis, cum să spun, poarta în direcția asta. A crescut un public pentru chestia asta și oamenii vin unul din motive și pentru chestia asta. E cineva din stand-up-ul de astăzi care vă place și pe care îl urmăriți? Da. Dar nu sunt foarte pus la punct, adică nu cunosc... Sau la cine ați mai uitat? Este un băiat care se cheamă Alexandru Toma, care mi s-a părut ceva mai ridicat decât ceilalți. Tu? Da. Sunt tot felul de chestii pe care nu avem timp, dacă vrei, să facem o analiză a stand-up-ului. Am putea să o facem, adică unde s-a dus, ce direcție are, ce așteptări sunt și așa mai departe. Se poate face o analiză, poți să faci și o lucrare pe tema asta, dacă vrei neapărat. Pentru că e foarte interesant. Între timp, însă, lucrurile se stratifică acolo. Ele se așează. S-a depășit faza de pionierat, ca să zic așa, s-a depășit și următoarea fază. Acum suntem în faza a treia, a patra, în care s-a făcut și o ierarhie a stand-up-urilor, exact. Și așa mai departe. Sunt și unii din ei mi-au fost chiar studenți. Asta nu înseamnă că n-au și chiulit, cum este Micuțu, ca să zic așa. Micuțu? Micuțu, i-am dat un examen aproape fără să-l văd la față în semestrul ăla, să știi. Dar știam că face treabă, nu este nicio problemă. Da, face treabă, da, și da, e unul, da, din stand-up-urii. Da. Care astăzi fac furori pe YouTube. E ok, pentru că... E talentat, nu? Nu e numai talentat. Eu cuantific talentul. Talentul nu e o chestie care vine așa din cer și face... Gata, sunt talentat. Talentul
ține de mai multe facțiuni. Ține adică de, și lucrezi. Ține de, da, de tipul de concentrare, ține de farmecul personal, de cum știi să metrizezi publicul, de cum știi să-ți poziționezi personajul, de cum îți faci ritmul, pentru că în momentul în care nu ai ritmul necesar, comedia se dezumflă imediat ca un balon. Nu poți să dai o poantă mai târziu. O poantă o dai atunci, nu înainte, nu mai târziu. Umorul este matematică. Asta și predau la școală, sper să mă creadă cineva. Mi se pare foarte tare asta, umorul este matematică. Da, știți, da, ce, da. Ce vreau să vă mai întreb? Ați avut, cred că foarte mult timp lumea vă strica Arlechino. Dacă îți spun că și acum și o săptămână acum, am dat într-un magazin autograf pentru Arlechino, pe care nu-l mai fac de 25 de ani, cred. Da, și da. Vreau să vă întreb, câteodată vă deranjează chestia asta, adică doctor în teatru, cu un actor atât de complex nu și mă deranjează. A rămas la Arlechino? Nu mă deranjează, pentru că acum ce se întâmplă? Oamenii care au văzut chestia asta sunt acum oameni la 30 și ceva de ani. Ăia mici nu mă mai strigă Arlechino, deci de categoria asta am scăpat. Da? Au rămas cei de peste 30. Și depinde când depășesc viteza sau trec pe roșu, depinde dacă polițistul ăla a văzut sau n-a văzut Arlechino, să știi, asta e foarte important în bugetul meu. Și acum cum sunt mulți polițiști tineri? Nu, n-au văzut. N-au văzut. Nu, și am înțeles. Nu vreau să spun acum bancuri cu polițiști, că știu o grămadă. Nu cred. Ziceți unul care se poate zice la ora asta. Care se poate zice? Da. Bine, spun unul mai vechi. Da. Ca ei să nu se simtă că e pentru ei, știi? Da. Oricum, bancurile au un fundament. Bancurile cu ei au un fundament, în sensul că ei sunt admiși la admitere, admiterea lor acolo, nu pe criteriul inteligenței, ci pe criteriul obedienței. Da? Doar cadrele superioare au voie să fie inteligente. Ei trebuie să execute. Da. Deci, era așa. La Poliția Capitalei se face un test de inteligență. Apropo, că am zis. Da. Vine mai mare lor, domnul colonel, ia o scândură mare și decupează din ea un rotund și un triunghi. Le ia, le amestecă bine, le pune pe masă și acum toți veneau. Trebuiau să treacă prin sală să le potrivească la locul lor. Rezultatul testului de inteligență pentru admitere, da, așa, miliția sau Poliția Capitalei a fost următorul. Un sfert dintre tovarășii milițieni sunt foarte inteligenți, iar ceilalți, 75%, sunt foarte puternici. Cam în zona asta ne mișcăm. Da. Cum a fost pandemia asta, anul ăsta, care a trecut pentru mine? Este de o tristețe desăvârșită, nu pentru mine, nu numai pentru mine, ci pentru toată branșa mea. Adică eu personal n-am mai avut niciun spectacol. Te-am auzit antineauri vorbind de Duban. Am unul în care joc și cu Duban și mai... știi umorul de tip Duban, da? Ok. Da. Și Duban mi-a fost student, apropo. Și Duban a fost student? Da. Dar e un băiat haios. Da. Am și două povești cu el, dar nu le spun acum, poate mai vin la tine și... Da, a fost tare. Da, deci, da. El a fost elev bun? Ce se întâmplă? Eu nu am avut o clasă a mea. Eu am lucrat Comedia de la Arte sau... acum mai nou mai am și un curs de Arta și Tehnica Clownului de Teatru. Și el nu a fost elevul meu. L-am avut doar pentru un semestru, doar 3 luni și jumătate. Și? Și la vremea aceea era ok. Dar făceam foarte mișto de el, că el era ăla care când era mic ducea flori la Madame Ceaușescu, știi? El și cu Nartea. Zic, cum mă... Zic, ai avut așa o carieră, din Arte, zic, de la înălțimea aia, de la acolo, de la Tribuna Oficială, ai ajuns să cazi tu în Teatru Național. Vai de capul tău. Adică, da... Anfa. Dar, da, sunt multe lucruri de spus. Dar pandemia asta, pentru branșa mea, a fost totuși un dezastru. Și nu atât de mine, care, mă rog, din ani buni sunt în învățământ, deci cumva faptul că nu am avut niciun spectacol nu m-a pus pe butuci de tot. Dar mă gândesc la toți copiii ăștia din Teatrul Independent care sunt terminați, adică au fost nevoiți să-și schimbe meseria. Ca să-și plătească chiria, ca să mănânce, ca să... Dacă mai aveau și copii, un dezastru. Și... Na. Uitați, am mai primit un mesaj pentru noastră acum. Da? Daniel Nițoiu, colegul Ei, nostru, Doamne, de la știrile, da, ProTV, a zis să trăiască domn profesor. Deci eu am vrut ca Daniel să fie un foarte mare actor pentru că era hăruit, era plin de talent și uite că m-am supărat pe el. Că lucrează cam la 5% din ce poate să dea. La 5% din ce poate să dea. E foarte talentat. Da.
Lucrează și eu, te pup, Daniel. Da. Mă bucur când primiți mesaje de genul ăsta și oameni care vă iubesc și vă respectă și le-ați fost profesor și ați fost pentru ei un om foarte important, un om care i-a inspirat. Trebuie să spun un secret. Încep de la emisiunile Kino. Eu și cu domnul acela care era regizor, care din păcate nu mai este printre noi, și cu operatorul, am făcut așa un trio și ne-am propus ca ceea ce facem noi să ne placă și nouă. În sensul că toate emisiunile pentru copii, dacă te uiți, sunt cam pentru oligofrenie. Adică vine cineva și vă... și când... Sau vin copii care cântă, știi? Copiii nu vor să vadă alți copii care cântă. Părinții vor să vadă copii care cântă. Copiii vor să vadă povestea. Și îi enervează că vine unul care cântă mai bine sau dansează mai bine decât el, că vine maică-sa și spune: ăla de ce poate și tu nu poți? Știi? Știi? Păi copiii vor să vadă povestea. Și copiii nu vor să fie tratați de cretini. Copiii vor să fie tratați la fel ca adulții. Iar noi ne-am făcut această propunere. Să facem o emisiune pe care, dacă o vedem noi, să ne placă și nouă. Lucru pe care l-ați reușit. Da, dar alții n-au mai luat acest model. Cu studenții mei, eu nu mă port să le zic: băi, deci fraier, nu știi să spui, nu treci la cozi, băi, prost, habar n-ai. Nu. Deci copilul trebuie luat, dacă greșește, luat de mână și îndreptat ușor, fără să-i lezezi lui personalitatea sau orgoliu sau ceva. Pentru că în felul ăsta e o meserie foarte delicată, e o meserie de suflet. Nu poți să calci pe sufletul omului. Că cine știe ce tară îi faci, pe care o duce toată viața. Plus că te mai și urăște. Asta e un bonus. Da? Dar treaba mea acolo nu este să-i calc în picioare. Treaba mea este să iau de mânuță și să-i ridic. Să le spun: nu există greșeală. Nu există greșeală. O luăm ușor. Cu concentrarea. Cu concentrarea dublă. Vedem care-i scopul. Unde vrei să te duci. Ce ai de făcut. Și în felul ăsta, vrei să faci stand-up? Facem stand-up. Vrei să faci... materia mea se numește Comedia de arte și arta actorului comic. Sau tehnicile actorului comic, dacă vrei. Care sunt chiar tehnici. Adică nu e o chestie că ăla e șmecher, aia e frumoasă și ne simt pe scenă și gata, suntem actori. Nu. Dincolo de aceste lucruri pe care eu le consider la nivel de amatorism, nu disprețuiesc amatorismul. Dar are și el legile lui. Dar ca să fii profesionist, poți să joci în seara asta Groparul din Hamlet, poți să joci mâine Hamlet, poți să joci poimine Arlecchino, poți să joci un june prim dintr-un film american, dacă vrei. Da. Da. Deci, dacă le studiezi și le faci pe toate, începi să devii actor profesionist. Dacă faci una, poți să-ți iasă excepțional, dar ești încă la nivelul de amator. Eu vă mulțumesc mult că ați venit pe la noi astăzi, a fost o încântare și vă apreciem delicatețea și în același timp munca și performanța pe care ați făcut-o în toți acești ani și tot ce ați făcut. Doamne ajută, dacă și ei, cei care au lucrat cu mine, sunt de aceeași părere, înseamnă că mi-am îndeplinit misiunea. Eu îmi doresc din toată inima să știți că am primit foarte, foarte multe mesaje de la telespectatori pentru dumneavoastră și tot ce îmi doresc eu este să ne vedem mai des la emisiune. Nicio problemă, stau destul de aproape.